Bun găsit tuturor la o nouă dezbatere a revistei Istoria, aici la dezbaterile Istoria. Nu știm unde și cum se va termina războiul din Ucraina. Toată lumea urmărește cu îngrijorare maximă ceea ce se întâmplă în acest moment într-un conflict care, iată, se apropie de frontierele României. Dar nu se întâmplă toate aceste lucruri din senin. Există o istorie în spate și pentru a înțelege acest lucru vă spun că aveți revista Istoria. Mergeți să o cumpărați. Este istoria confruntărilor dintre Rusia, indiferent cum s-a numit ea, și NATO. Nu este de acum. A fost un întreg război rece și după aceea acest conflict nu s-a încheiat de fapt niciodată. Rusia împotriva NATO, un documentar extraordinar în revista Istoria. De asemenea, aveți Istoria Special. Este vorba despre războiul de independență, vorbim mai puțin despre el. 145 de ani din 1977, un conflict ruso-turc de pe urma căruia România, prin intervenția sa la sud de Dunăre și prin jertfa armatei române, a obținut independența. Un context geopolitic extrem de complicat și atunci, în care marile puteri s-au confruntat și, iată, armata română și inteligența clasei politice române de atunci a reușit să aducă României un lucru extraordinar. Citiți-le pentru că veți înțelege ce se întâmplă acum. Nimic nu este atât de nou sub soare, așa cum uneori suntem înclinați să credem. Nici în ceea ce privește confruntarea militară, nici în ceea ce privește confruntarea propagandistică, nici în ceea ce privește manipularea istoriei în scopuri politice. Sunt realități pe care le trăim acum, dar sunt realități foarte vechi. Citiți istoria pentru a înțelege despre ce este vorba și pentru a înțelege ce se va întâmpla. Alături de mine, doi invitați speciali, tocmai pentru a înțelege contextul, istoria și poate să vedem încotro vor merge lucrurile, deși nu este simplu deloc. Mulțumesc foarte mult, doi colaboratori ai revistei noastre, domnul profesor Marius Diaconescu, profesor de istorie la Facultatea de Istorie, Universitatea din București. Mulțumesc foarte mult. De asemenea, unul dintre colaboratorii noștri vechi ai revistei, îl întâlniți cu dosare în revista Istoria. Alături de mine, tot un colaborator al revistei noastre, domnul Harry Bucur-Marcu, prezent la dezbaterile noastre, ca atât cu lucruri legate de securitate, de ceea ce se întâmplă în această lume, este expert în domeniul relațiilor de securitate la nivel internațional. Mulțumesc, domnul Harry Bucur-Marcu, pentru că sunteți alături din nou de noi. În momente tulburi trăim cu toții acest conflict, iată, care schimbă încă o dată istoria și vin la dumneavoastră, domnule Marius Diaconescu. Am vorbit în ultima vreme foarte mult despre ce se întâmplă în Transnistria, despre provocările de acolo, Republica Moldova în acest context geopolitic extrem de tensionat. Haideți să facem puțin o referire la ce este Transnistria, pentru că tot vorbim despre Transnistria și probabil mulți dintre cei care urmăresc ceea ce se întâmplă vor să înțeleagă ce e cu această Transnistrie, de ce creează atât de mari probleme o bucățică de pământ care altfel ar fi pur și simplu de neluat în seamă la nivel regional, nu mai vorbesc de nivel global. Transnistria este astăzi o provincie separatistă din Republica Moldova. La origine este un teritoriu care în finalul secolului, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a intrat în stăpânirea Imperiului Țarist, deci rus, sub stăpânirea Rusiei, după 1918, în urma războiului civil și transformarea Imperiului Țarist în Uniunea Sovietică sau Rusia Bolșevică, acest teritoriu a intrat în componența Ucrainei Socialiste Sovietice din cadrul RSS-ului. Și în 1924, politicienii de la Moscova au conceput un plan B, să spunem, de recuperare a Basarabiei, cum zic ei, pentru că nu recunoșteau unirea Basarabiei cu România înfăptuit pe 27 martie 1918. Sau cum se spune în termenii de azi, domn profesor, eliberarea Basarabiei, nu? Exact, da, asta voiau ei să facă din perspectiva în ghilimele, evident. Și au creat o regiune inițial, regiune autonomă, apoi au spus Republica Autonomă Socialistă Moldovenească în cadrul Ucrainei.
Deci, din punct de vedere, să zicem, al dreptului internațional, acel teritoriu a aparținut de Ucraina până în 1940, în perioada interbelică. După ce, în urma ultimatumului din 26-28 iunie 1940, Basarabia a ajuns în stăpânirea Uniunii Sovietice, acel teritoriu a fost reorganizat administrativ, în sensul că o parte destul de consistentă mai către centrul, să spunem, Ucrainei, către Bug, încolo, a fost desprinsă și realipită Ucrainei, și fâșia aceasta îngustă de teren pe malul stâng al Nistrului a fost alipită Basarabiei, împreună formând Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, sub structura căruia a rămas până în anii 1990-92. În anii 1988-89 până prin 90, pe fundalul mișcării naționale din Chișinău, din Basarabia în general, chiar în limitele care existau atunci în Uniunea Sovietică, a existat această mișcare națională, în zona Transnistriei, care concentra o populație rusă sau rusofonă, colonizată în special în ultimii 40 de ani de ocupație rusească, sovietică, a apărut spaima unirii Basarabiei cu România și pericolul, cum ziceau ei, românizării rușilor de acolo. Adică, mai direct spus, dacă noi astăzi ne mutăm la Moscova, ne cumpărăm 10 case într-un cartier și peste, după aceea proclamăm că vrem să facem o republică independentă în centrul Moscovei, cam asta au făcut rușii. Sau organizat pe baze, să zicem, sindicale și muncitorești comuniste, chiar că au folosit structurile Partidului Comunist Sovietic în anii 88-90, și s-au rupt de autoritățile de la Chișinău, n-au recunoscut aceste autorități, proclamându-și independența, și s-a ajuns la acel război pe care îl cunoaștem din 1992. Teoretic, după încheierea acelui război, părțile implicate, Uniunea Sovietică și apoi Rusia, au recunoscut oficial granițele Republicii Moldova, dar neoficial controlează această fâșie de pământ numită Transnistria. Astăzi ea este o parte a Republicii Moldova, de drept, pe care sau peste care nu are Chișinăul absolut nicio jurisdicție. Pe plan internațional, această provincie separatistă este văzută ca un stat de facto, adică un stat nerecunoscut internațional, dar care funcționează. Are propria administrație, propriu sistem de impozitare, propria armată, propria poliție, propriu sistem juridic. Propria monedă, care nu? Profită, care și o monedă proprie. Da, rubla transnistriană, și care profită de vecinătatea Republicii Moldova. Deci nu-i recunoaște autoritatea Chișinăului, dar profită de toate avantajele pe care pe plan economic le are Chișinăul, mai ales în urma intrării în parteneriatul estic și a dobândirii statutelor pe care le are în raport cu Uniunea Europeană. Rământul la dumneavoastră, revenind la ce s-a întâmplat foarte recent cu acele explozii, provocări, bombe care au avut loc în Transnistria, este totuși o flacără într-un butoi cu pulbere, pentru că situația poate oricând deveni foarte volatilă în regiune. Cum vedeți situația de acolo? Este o provocare? Cine trage folos de pe urma încercărilor acestea de a crea destabilizare în spatele unui front din Ucraina, într-o zonă strategică foarte aproape de Odessa? Toată lumea are de câștigat, respectiv de pierdut, din aceste provocări. Indiferent că au fost făcute de Rusia, cum par a dovedi sursele care sunt accesibile, sau că ar fi și alte părți interesate, deschiderea sau redeschiderea acestui conflict pe Nistru ar crea probleme pentru toată lumea. Pentru că nici Ucraina nu s-ar simți confortabil cu probleme, cu nou focar de război, un nou front în partea respectivă. Moldova ar fi principalul stat afectat. Rusia n-ar avea capacități militare suficiente să întrețină acel front, decât cel mult rachete trase de la distanță. Respectiv, România și NATO ar fi afectate, pentru că ar fi un nou focar de conflict în vecinătatea noastră, care ar provoca un nou val de refugiați și, ce mai important, ar ridica gradul de insecuritate la cote foarte mari, ceea ce ar necesita poate chiar mobilizări de trupe suplimentare sau alte măsuri pentru rezolvarea sau compensarea măcar a situației respective.
Nimeni nu a înțeles, n-a observat un lucru în presa românească în ultimele zile. Aceste provocări de la Tiraspol, din Transnistria, întâmplător au fost exact în zilele în care înalții demnitari români s-au aflat la Kiev. Nu mai devreme și nu mai târziu. A fost oare o întâmplare? Sau oare Rusia a vrut să transmită un semnal clar, în special României și NATO, pe de o parte, respectiv Ucrainei? Pentru că, practic, readucând problema sau subiectul Republica Moldova și Transnistria pe eșichierul, să zicem, public, politic, internațional, de la presă până la decizii sau discuții oficiale între politicienii de rang înalt, practic se readuce în discuție vechea problemă a acestui teritoriu care unii, pentru unii se așteaptă planul COSAC, dacă vor va câștiga cumva Rusia în războiul din Donbas, sau se așteaptă alte compromisuri mediate de către marile puteri sau acel format ciudat 5+2 pentru a se rezolva teoretic această problemă. Practic este o problemă insolvabilă, nerezolvabilă. Yes. Pentru că Transnistria este piatra de moară de gâtul Moldovei. Și cât timp Chișinăul visează că va intra în Europeană, înseamnă că nu e realistă. Cât timp există această problemă numită Transnistria, nu este nicio șansă ca Republica Moldova să fie admisă în Europeană. Este această provocare venită și în contextul unor declarații pe care le-am auzit la Moscova din partea unui înalt oficial din armata rusă, un general, din partea unor politoleși care vorbesc despre iminenta intenție a României de a anexa Republica Moldova și de a ataca, de a invada, să spunem, această zonă transnistreană, și asta vine să adauge în acest complex extrem de complicat legat de frontul și de bătălia majoră care se duce în acest moment în Ucraina. Domnule Hari Bucur-Marcu, care mai este situația concretă acum în desfășurarea acestui război? Vedem că se concentrează luptele în sud, în est, cu intenția probabilă a forțelor ruse de a avansa semnificativ acolo. Se tot vorbește și despre o dată la care ar trebui regimul de la Moscova să raporteze o victorie legat de această celebră zi de 9 mai în care regimul de la Moscova sărbătorește victoria în cel de-al doilea război mondial. Ce sesizăm acum în desfășurarea evenimentelor pe fronturile din Ucraina? Nu sunt dezvoltări majore. Deja se vorbește în cercurile avizate despre un fel de război de uzură, în care toată lumea așteaptă ca partea cealaltă să se uzeze prima, să nu mai poată să ducă lupta, pentru că nu mai are soldați, nu mai are resurse materiale, muniție și așa mai departe. Deci asta este tipul de război care se întâmplă acum în estul Ucrainei. Ceea ce este cu totul și cu totul, cum să spun, pentru mine este chiar trist, mai ales pentru că un asemenea război nu are finalitate. Deci el poate să se desfășoare la nesfârșit atâta vreme cât niciuna din părți nu are un avantaj material decisiv prin care să-și impună voința pe câmpul de luptă. Dar în același timp se produc foarte, foarte multe pagube materiale și mai ales pierderi de vieți omenești, ca să nu mai vorbim de faptul că întreaga populație din zone, care sunt, vorbim de sute de mii de oameni, dacă nu chiar de milioane, care sunt afectați în mod tragic de acest război, care nu are nicio noimă și nu are pentru chestia asta niciun sfârșit. Oricum, ca general, războiul din Ucraina, dus de Federația Rusă, este evident cum se va termina. Se va termina cu înfrângerea Federației Ruse. Nu există niciun fel de dubiu aici. De ce spuneți că nu există dubiu din moment ce spuneți că rușii... Dar nu există vreun scenariu sau vreo variantă în care Federația Rusă să sape tranșee, să-și ridice cazemate și să apere ce teritoriu a curgerit până acum și să-l apere cu arma în mână și cu dinții strânși împotriva oricărei alte variante de alungare a lor de acolo. Deci nu există așa ceva. Și chiar dacă asta s-ar întâmpla, ar avea un rezultat temporar nesemnificativ în comparație cu
evoluția ulterioară a evenimentelor. Este, acest lucru este evident. Deci cred că nu mai e nimeni, nici măcar la Kremlin, care să creadă altceva. Și atunci tot ce se întâmplă în momentul de față, cu toate pierderile de vieți omenești, cu toate distrugerile, este doar o expresie de orgoliu. Adică ați pomenit data de 9 mai. Ea a apărut de câteva vreme încoace în discuțiile exact. Publice ca un fel de căutarea unei justificări. Oare de ce oamenii ăștia încă mai luptă acolo? Adică vorbesc de ruși. De ce mai luptă încă acolo? Deoarece este evident că nu au niciun fel de rost. Și atunci am găsit noi așa, comunitatea internațională, un fel de explicație de asta, că uite, poate vrea să nu fie învins până pe 9 mai și după 9 mai să zică, uite, asta este. Deși încă o dată, sufletește sau cum vreți să o luați, Rusia a câștigat. Deci ea a câștigat enorm prin faptul că a disrupt viața a peste 14 milioane de ucrainieni pe care i-a pedepsit pentru că sunt ucrainieni. A câștigat pentru că a distrus o bună parte din economia Ucrainei, a distrus o bună parte din civilizația ucrainiană din zonele unde s-a aflat trupele rusești, ceea ce va necesita reparații îndelungate și eforturi îndelungate din partea celor care țin cu Ucraina. Ei, ar fi putut oricând să se oprească, dar militarește vorbind, ce se întâmplă acum nu are niciun fel de perspectivă ca să schimbe în vreun fel situația. Eu mă uit cum faptul că au schimbat într-o săptămână, au schimbat comanda în teatru. Tocmai, ce înseamnă schimbarea asta, aducerea lui Gerasimov acolo și restul schimbării? Înseamnă disperare. Deci, probabil că există în spate și un fel de calcul din acesta de cancelarie, de tipul, haide să scăpăm și de el cum am scăpat de alții, să-i punem în cârcă o înfrângere ca să putem scăpa de el. E posibil să fie și asta, dar realitatea este, din punct de vedere al conducerii operative, că nu, ei nu au soluții. Deci, evident, nu au soluții în momentul în care cel mai mare militar comandant din armată vine personal să conducă o operație în teatru, lăsând la o parte faptul că marile probleme și marile amenințări militare pe care le are Rusia nu sunt aici. Deci sunt în zona unde este China, cum s-a și dovedit, că acolo au avut confruntări militare din 68 încoace. Deci, nu, sunt probleme pe care nu le poate înțelege nimeni, mai ales că, după cum mă uit eu așa de acasă la televizor, nu le înțelege nici cel de la Kremlin. Știți? Adică este, într-adevăr, un melanj de ăsta de intenții politice, de prezervare sau de accentuarea puterii pe care o are președintele Rusiei asupra oligarhilor și asupra establishmentului industrial-militar, și care are efecte colaterale în teatrul de război din Ucraina. Dar teatrul de război din Ucraina ca atare, el depinde efectiv de voința de la Kremlin. Adică în momentul în care la Kremlin se hotărăște că ei sunt victorioși, pot să se oprească în acel moment și să înceapă, adică să se oprească efectiv, după care să înceapă negocieri cât din ce au ocupat până acum pot să mențină și cât trebuie să se retragă. Și da, cam aici suntem. Da. Spuneați dumneavoastră că nimeni nu înțelege cu adevărat și e foarte greu de înțeles, domnule profesor Diaconescu, foarte greu de înțeles izbucnirea unui asemenea război, un asemenea atac, o agresiune de asemenea proporții împotriva unui stat a cărui existență este negată, practic. Asta a fost justificarea, că Ucraina trebuie dezucrainizată, să nu mai existe ca atare, pentru că nu există stat, nu există istorie, nu există națiune ucraineană. Și vă întreb, de ce această abordare, de această înverșunare, să spun, de negare a istoriei, a existenței, nu mai a istoriei, practic a existenței unei națiuni care este, iată, de 40 de milioane, peste 40 de milioane de oameni.
Pentru că în ultimele 300 și ceva de ani, deci cam de la mijlocul secolului al XVII-lea, cea mai mare parte a Ucrainei de astăzi s-a aflat sub controlul sau stăpânirea Imperiului Rus. Că era Imperiul Țarist, Rusia Sovietică, Uniunea Sovietică și cum se mai cheamă, de-a lungul istoriei. Din cauza aceasta, rușii contestă dreptul la existența poporului ucrainian. Ei consideră că sunt același popor, că sunt rudele lor, de fapt, ucrainienii, nu sunt popor distinct, deși există diferențe între limba ucraineană și limba rusă, există diferențe între obiceiuri. Bun, sunt și asemănări foarte multe, într-adevăr. Ceea ce este important reținut este că acest război între ruși și ucrainieni, practic, legitimează sau este momentul de geneză reală a poporului ucrainian pe plan internațional. În sensul că națiunea ucraineană acum se consolidează. În acest război își definește o identitate total distinctă de cea a poporului rus. Pentru că înainte și în Ucraina, mulți ucraineni considerau că sunt același popor sau foarte apropiați cu rușii. Și erau și zone război, în care trăiau foarte mulți ruși, cum sunt și astăzi, exact. Și sunt atacate în acest moment. Deci... Exact. Și în urma acestui război, practic, se va naște un stat ucrainean foarte puternic în această parte de Europa. Ucraina va deveni, în perioada următoare, un pol de putere militară în estul Europei, care va influența, să sperăm pozitiv până la urmă, evoluțiile politice din zonă. Dacă până acum Turcia era cam singurul pol de putere regională din zona Mării Negre, se naște acum și Ucraina. Din păcate, România este la secole distanță sau ani lumină distanță datorită incapacității politicienilor noștri de a transforma România într-o putere regională. E doar un vis. Dar de ce spuneți că Ucraina ar devine totuși o putere? Vedem că este distrusă în acest moment, oraș cu oraș este în ruine, infrastructura este aruncată în aer, economia e la pământ pentru că nu mai au pe unde să-și mai producă, să mai exporte. Cum am putea vedea că Ucraina ar ieși din acest război ca o putere regională? Indiferent de rezultat, pentru că nu putem să estimăm totuși că va fi un rezultat total negativ pentru Ucraina, adică chiar dacă ar pierde 10-15% din teritoriu, rămâne Ucraina ca stat. Dar acest război întărește conștiința națională. O să apară răbufniri naționaliste ucrainene mult mai puternice decât înainte, dar sunt firești până la urmă la orice națiune care atunci se naște.